Toată inima Domnului pentru mesajul Evangheliei din după masa aceasta. Și facă Dumnezeu ca toți cei care suntem aici, Dumnezeu să ne deschidă ochii inimii noastre. Să vedem pe El, să-L înțelegem pe El și să înțelegem care este voia Lui cu privire la noi. N-a făcut școală, n-a studiat medicina, dar a făcut mult bine celor bolnavi. Perioada scurtă, în jur de 3 ani și jumătate pe pământ, a făcut mult bine oamenilor. Priviți lucrarea care o face, o lucrare poate neînsemnată pentru cei mai mulți. A scuipat jos. A făcut tine din scuipat și a atins ochii acestui om. Și îi spune omului, du-te, de te scald, spală în scaldătoarea Siloamului. Și omul acesta avea libertatea să se ducă și totodată putea avea libertatea să respingă, să nu se ducă. Însă omul acesta ascultă ceea ce spune Domnul și face după cuvântul Domnului. Se spală și la un moment dat vede. La un moment dat se întâmplă minunea lui Dumnezeu, pentru că și Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ să mântuiască. A venit pe pământ ca să salveze sufletele oamenilor. A venit pe pământ să facă bine oamenilor. Și în trupul acesta și în mod deosebit să fim cu El într-o zi în împărăția Domnului. Doresc din toată inima ca Domnul să binecuvinteze adunarea care este înaintea Domnului. Domnul să ne binecuvinteze pe toți cei care am auzit cuvântul Domnului. Și haideți să facem tot ceea ce ne poruncește Domnul să facem. Și atunci când împlinim voia lui Dumnezeu, suntem binecuvântați. Aduceți-vă aminte de Naaman, sirianul bolnav și el. Vine la omul lui Dumnezeu și omul lui Dumnezeu îl trimite să se bage în scăldătoare, să se spele. Și omul acesta face un pas înapoi. Omul acesta credea că putea să fie tratat altfel, să vină prorocul, să-și întindă mâna unde avea rana și să fie vindecat. Avea mândrie, avea orgoliu. Cum pot eu să mă dezbrac, să mă duc, să mă scald? Nu erau mai bune apele în țara mea, spunea el. Și unul se prezintă lângă el și spune, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, l-ai fi făcut. Ți-a cerut un lucru simplu, un lucru ușor. Ce te împiedică? De ce nu-l faci? Frați și surori, cadrul de mântuire Dumnezeu l-a făcut pentru fiecare dintre noi prin Domnul Iisus Hristos. Spuneam și aseară la candidați, El este Cel care a plătit jertfa păcatelor noastre. El a luat asupra Lui păcatele noastre, fără de legile noastre. Strigarea și chemarea Lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este să fim receptivi la voia Lui. Să ne deschidem ochii, inimii, să acceptăm voia lui Dumnezeu în viața noastră ca să fim binecuvântați aici, pe pământul acesta, și apoi o veșnicie întreagă împreună cu Domnul Iisus Hristos, a Lui har și a Lui îndurare să fie peste noi toți. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Continuăm să facem o rugăciune și rugăm pe Dumnezeu ca El să binecuvinteze cuvântul care l-am auzit. Facă ca acest cuvânt să aducă rod și rodul acesta să rămână și fiecare dintre noi să fim într-o zi în Împărăția lui Dumnezeu. Continui să întreb și după masa aceasta, dacă sunt inimi aici care încă nu văd bine cu ochii inimii, cu ochii spirituali, suntem în ziara aceasta din nou înaintea dumneavoastră și totodată înaintea Domnului, rugându-L pe Cel care a putut să vindece pe cel care era bolnav din naștere. N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci Dumnezeu a îngăduit să se nască așa ca prin el să se vadă lucrările lui Dumnezeu. Dacă sunt suflete în ziara aceasta aici, care au nevoie de lumina Domnului, de călăuzirea Lui, de protecția lui Dumnezeu, suntem în ziara aceasta aici și dorim să ne rugăm, dorim să vă încredințăm în mâna Domnului, rugându-L pe cel care poate să vindece. Să vindece ochii trupului, să vindece ochii sufletului, să vindece sufletele noastre, să ne dea nădejde, să ne dea speranță că într-o zi vom fi cu El în a Lui împărăție. Tineri și tinere,
frați și surori, cei care aveți nevoie de atingerea Domnului, haideți să stăm după masa aceasta înaintea Domnului. Dacă sunt inimi, dacă sunt dorințe care doresc să se roage pentru ridicare de mână, dorim să faceți lucrul acesta și împreună cu frații, continuăm să ne rugăm pentru dumneavoastră și Dumnezeu să lasă lui har și a lui binecuvântare. Domnul să binecuvinteze mâna ridicată. Dacă mai sunt mâini ridicate, Domnul să binecuvinteze mâinile ridicate. Frați și surori, insistați în seara aceasta înaintea celui care este doctorul doctorilor, cel care poate vindeca trupul și nu numai trupul, dar și sufletul. Prin credință, prin nădejde, ne apropiem după masa aceasta de Domnul. Îi mulțumim și ne încredințăm pe mai departe în mâna Domnului. Domnul să avem în vedere mâinile ridicate. Domnul să avem în vedere candidații care au fost aseară pentru botez. Ne rugăm Domnului pentru cei 10 să fie cu noi într-o zi în Împărăția lui Dumnezeu. Și harul Domnului să fie cu noi toți. Continuăm să ne rugăm pentru fratele Moise Ardelean. Dumnezeu să-l binecuvinteze în lucrarea la care l-a chemat. Nu-i ușoară, dar știm că și cu Domnul suntem mai mult și mai mult decât biruitor. Domnul să-i dea biruință al Domnului har și al Domnului îndurare să-l însoțească în lucrare. Că rugăciunea comună se sfârșește prin fratele Moise. Continuăm să ne încredințăm în mâna Domnului. Amin. Să-l vină, 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 să-l vină